Ca într-un moment al destăinuirilor, Ionela i-a spus lui Robert ce așteaptă să primească de la el și au trecut apoi la planuri. Aștept validare din partea ta mai mult. Știi validare, pay, treptat, așa, nu îți ofer validare. Când zic că ești frumoasă... Dar știi că eu acum chiar nu mă simt, cel puțin azi, chiar nu mă simt deloc frumoasă. Chiar dacă îmi zici. Vreau să mă îmbrățișez. Nu prea mi-o ofere afecțiune astăzi. Și chestia asta că îmi doresc, știi, să stau cu tine mai mult. Și afară tu ești genul ăla, de exemplu, dacă eu plec, plec la muncă. Așa, stai în știu că nu, afară o să am muncă. Și îmi dai mesaj, ți-am dat sending greșeală la mesaj, ce faci? Păi te las, văd cât îmi lași, trec patru ore, lași patru dacă ore trec 4 ore. Păi 4 ore, dacă sunt să ne gândim, tu în 4 ore cu siguranță îți iei o pauză la un moment dat. Și dacă tu, hai, ok, nu zi asta absurd, o oră, să zicem, două ore în care tu să nu-mi răspunzi la mesaj. Dar dacă trec 4-5 ore și tu mă lași pe sine și te văd că ai fost activ, e clar că ai o durere fixă în... Te iau aiurea, nu? Nu mă iau aiurea, dar răspunzi sincer, că știu ce te întreb. Nu, dar aș prefera să-mi spui că, băi... Dar tot te enervezi, adică. M-aș enerva un pic. Pentru că așa fac și eu de asta. Da. Eu nu te întreb, te întreb cu motiv. M-aș enerva, pentru că aș prefera să-mi spui, știi, sau să-mi spui sau că, zic, băi... Vezi că întreabă, îți dau un mesaj mai încolo. Exact, aș prefera să-mi spui că, băi, uite, în următoarele ori am o ședință sau sigur nu o să poți sta pe telefon, nu te supăra. Dar dacă tu știi, na, m-aș enerva ca și cum... Înțelegi ce vreau să zic? Da. Sincer, eu nu știu dacă, eu n-am, ți-am mai zis, de fapt, și la petrecere, n-am mai trăit așa o poveste din asta, pe bune zic, tu poate că o să mă crezi sau nu. Păi nu cred că o să-mi treacă, pentru că n-am mai trăit o poveste din asta, știi, așa, fix, așa, nu știu, în care să fie pe bune, să simt toate lucrurile astea, așa, știi, la pachet, adică am mai simțit lucruri în trecut, dar nu erau așa, știi, erau mai mult... chestii din astea toxice, știi? Păi și un fel de cam toxic. Dar nu mă refer la tine ca om, mă refer la sentiment în sine, știi? E așa, parcă o iubire din asta nu e doar forma aia de atașament pe care am avut-o eu în trecut, știi? E așa... Și câteodată mă tem așa că ar putea oricând, știi, să... De ce? Nu, măi, dar te gândești așa oricum nimic, nu-i sigur, da? Nu! Și eu fac filmele astea, de ce? Dar dai seama că mă gândesc, băi, degeaba spui, te gândești că, băi, ok, e foarte frumos, știi, dar sper să țină chestia asta, să nu... Știi ce zic? Ideea e că nu le-am aruncat de vorbe, iurea, vezi, asta au contat. Și faptul că am lăsat eu foarte mult de la mine. Da, uite, și ăsta e un factor, cineva trebuie să le ies de la el, da? Dar uneori știi că trebuie să mai lași și tu. Da, eu nu zic, mă, da. Și mă gândesc acum și la ce job o să-mi iau eu. Eu uneori țin scrie, chiar dacă zici așa, eu mă gândesc și la chestia asta. Că dacă noi să zicem că o să plecăm de aici cumva în decembrie, să zicem, luăm situația asta. Stai liniștit, nu te fost stresat. Și eu mă stresez, dar alungă-ți gândul ăsta. Da, dar n-ai cum să nu te gândești, Robert, pentru că gândește-te, înainte de Crăciun, oricum greu se fac angajări și cel puțin să găsești picii. Da, e o perioadă, oricum o să stăm, vrea. N-ai cum, nu poți bazi în palme, venit, gata, te-ai dus. Da. Ți-ai sumat ceva, na, când ai venit. Da, dar când nici n-aș vrea, știi, să... și o să fie greu și gândește-te că decembrie e lună moartă, ianuarie e la fel lună moartă. Da, abia prin februarie, dacă... Stai seama, mor de foame, cred că. Nu mai, dar îmi fac griji, acum, serios, Robert, eu nu știu, ți-am zis, eu sunt... Adevăr, da, uite, morim de foame, că eu nu prea n-am stat în stare, stau doar în casă. Și 100 de lei pe zi transportul, te cam mai știi că o să... Nu, pe uite, asta, lasă-te să te gândești. Păi, dar știu, de asta și spun că clar nu o să... Tu nu o să vrei să stai în casă, știi? Și nu-i vorba doar de tine, dar clar mai zic, o să fii niște cheltuieli imprevizibile. O să stau o perioadă, da? Cât pot să stau? N-am stare, în general, nu... Oricum, trebuie să găsim, clar, să facem ceva, că noi... Nu vreau să pară că eu sunt comod, uite, și frizierul meu, uite, e acolo pe Ștefan.
Deci cât îmi am eu de pe... Nu vreau să pară că sunt da, comod, mă, dar eu... Fac două minute la... Băi, ești un pic comod, dă mă, ești un pic comod. Dar nu te supăra păi cu mine, dar ești de la de unde stai eu până pe Ștefan, nu-i alea de mers. Dar nu-ți compare din capătul Iașului, frate, da, care vin mai pe bunii. Cug. Ce să mai zici din... Nu-ți compar din capăt, iau și până acolo, că nici măcar nu-mi place zona aia, mă, crezi că nu-mi place zona aia. Nu știu ce vedeți voi la copou ăla, deci doamne. Deci mie mi se pare zona aia, cum a serios, mie zona aia mi se pare cea mai liniștitoare, cea mai așa pe sufletul meu, nu știu cum să zic. Mie chiar îmi place zona aia, serios. Dar na, pentru tine oricum o să mă sacrific să mă mut într-o zonă. Nu e vreo sacrificiu, nu, stai tu acolo. Dar... Ei, stau eu acolo și tu stai în centru. Hai, rog, trezește-te un pic. Te sacrifici. Să fiu sincer, asta voiam să zic, că nu cred că o să ne permitem să ieșim în fiecare zi, cel puțin până o să ne... Băi, eu gândesc optimist, eu vreau să... Păi nu, mă refer la început. Indiferent, că... asta e la mine, indiferent ce bani aș avea pe mână, eu nu pot să-i țin. Nu, că nici eu nu-ți imagina, eu n-am niciun bani îndepărat. Mi se fac așa o venă, că știu că nu am cheltuit nimic într-o zi. Am așa o sumă anumit. Uite, uite și cu asta spersești de aici, să nu cheltui atât de mult. Când aici cheltuiam bani aiurea. Da, pentru că aici nici n-ai cum să cheltui că nu ieși din casă, nu ieși de aici. Dar dacă ar fi fost să ieși... Și asta e un defect din meserie, știi? De exemplu, când ești ospătar, tu ai bani pe mână în fiecare zi. Și ești învățat cu asta, cu... treaba asta cu tipsul, știi? Da. Și mai ales când mergeam undeva, mă gândeam și eu, că cum îl las mie alți oameni, trebuie să le și eu mai mult, știi? Tu trebuie să-ți cheltui bani în funcție de cum așa, dar în același timp trebuie să ținem cont de anumite lucruri pe care o să le avem comune, gen chirii, facturi, etc. Tu, este treaba ta ce faci mai departe. Doar că dacă vrem cumva să gândim ala lung, o să... asta pe parcurs o să vedem. Eu mă gândeam acum să-mi iau două joburi. Aoleu. Da, mă, e serios, un job part-time. Păi, gândește-te că... Nu știu, o să vedem ce o să fie, de fapt, când o să ajung la Iași. Păi, mi-au și eu trei joburi și mai vedem la Paști și la Crăciun. Nu mai, dar, Robert, eu știu ce înseamnă... Tu, probabil, pentru că ai... Crede-mă că știu ce înseamnă să-ți dorești și să-ți permiți anumite lucruri. Nu ai cum dintr-un singur job, crede-mă. Sau nu știu, depinde cât de mult câștigi, dar... Sau depinde de ce-ți dorești tu. Nu, crede-mă, că dacă eu n-aș putea să stau pe 3.000 de lei, sincer, cu chirii, cu tot. Păi da, nu stai, nu stai, dar sunt na, chestii care sunt joburi mai... Poți să ai un job să fii bine plătit, adică nu trebuie să iei 20.000 de joburi, să n-ai deloc timp liber. Păi nu vreau să-mi iau, dar până să ajung la... dacă e să nu am, să nu găsesc jobul ăla bine plătit, atunci va trebui să-mi iau probabil și un job part-time. Aș încerca să-mi iau și eu două joburi, dar dacă zic că nu vreau, că vreau să am și un timp liber, să nu încep să mă cicărești. Dar că... eu nu... Băi, ce adică e legea ta, dacă tu vrei să iei două joburi, să iei timpul tău, dar eu vreau să-mi rezerv, să-mi da, conserv, normal. Să-mi... Măi, dar tu trebuie să faci ceea ce eu ți-am zis că eu... Asta eu vreau să-mi împart timpul meu liber, cum știu eu, știi, trebuie să ai și la timp liber. Nu știu, sper să ne înțelegem, să fie ok, știi? Bine. Eu înțeleg asta că, uite, o să-mi mereați, poate să fim distanțați cu munca sau așa, dar important e să păstăm o leacă legătura aia, știi, să comunicăm. Da, uite, oamenii ăștia se ciondănesc de la câte joburi să-și ia. Tu cât lucrai înainte să vii la Mireasa, Ionela? Eu, păi aveam un job principal, dar pe lângă mai aveam și alte joburi part-time. Deci mai multe? Păi aveam unul cumva constant, dar era și aveam unul pe timp de vară, depinde. Mai făceam și alte lucruri pe lângă jobul principal, dar într-adevăr eu nu am luat în calcul și faptul că până la Mireasa, oricum eram singură și nu aveam o relație stabilă. Dar practic îți mai rămânea timp liber, nu? Îmi rămânea, pentru că eu îmi gestionez destul de bine timpul. Deci vezi? Mie mi-a zis că nu-i rămânea prea mult timp. Nu foarte mult timp, dar aveam timp de mine, asta spun. Nu extraordinar de mult, dar oricum, într-o relație trebuie să dedici mai mult timp față de timp. Pentru mine o zi liber pe săptămână nu înseamnă timp liber. Dar cam cât timp ai avea tu nevoie, Robert? Ia. Adică așa să zici. Mai bine ai un job mai bine plătit, să ai și timpul tău din viață, că la un moment dat nu suntem roboți. Dom'le, asta e ideal, dar na, acum noi trăim în România, ce să vezi? De asta multe cupluri se și despart.
Se împart fiecare la câte 2-3 locuri de muncă, nu se mai văd decât... Dar cum era la tine înainte de Mireasa? Ia, dă-mi un exemplu. La păi tine. O zi eram la muncă la restaurant și o zi jobul cu sala nu-l prun, că era mai mult o pasiune, mai mult online. Dar în timpul ăla mă relaxam, mergeam la sală, ieșeam în oraș, mă distream, mă relaxam. Nu. Păi ce făceai în oraș? Te plimbai așa? Pe care îi munceam în ziua precedentă. Cheltuiai banii? Păi ce făceam cu banii? I-am zis că nu pot să-ți țin. Asta e perfectul. Tu să te ai cu ai tăi? Da. Păi, dar contează foarte mult. Că în momentul în care trebuie să pui bani și de o chirie, sau de o rată, că poate vreți să vă luați ceva, o să vezi că nu o să-ți mai vină să te duci să cheltui a doua zi banii pe care îi muncești cu o zi înainte. Da, nu mă gândeam atunci, vă dați seama, trăiam clipa, dacă aveam, mă gândeam, acum ai niște... ce să fac cu bani? Ei, lăsați, că sunteți tineri, sunteți tineri. Nu trebuie să te gândești așa. O să contribuiți împreună la chirie, presupun, nu? Da, clar, dar bine, asta i-am spus și lui că... Stai că el n-a răspuns nimic, a rămas așa. Cred că se gândește acum, să-i dau, să nu-i dau. Dacă aș avea, de exemplu, să-mi găsesc un job mai bine plătit, aș plăti doar eu, nu am o problemă cu asta, că nu sunt genul ăla de... Doar că, pe principiul ăla, că trebuie să avem și un timp liber să-l petrecem împreună, nu chiar... Corect, dar definește timpul liber. În general, oamenii din pe ziua de astăzi au un job, să spun, termină pe la 5-6 după amiază, da? Da, așa e ok. Dar ea se referă, uite, să aibă un job ăsta, să termin pe la 6, după aia să-și mai am un job până seara și să aibă doar o zi liberă. Așa mi-a povestit mie. Și am zis, noi când ne mai vedem? O zi liberă din două, cele din weekend? Da, cam așa îmi povestea. Dar tu ce făceai înainte, Ionel? Nu, dar nu țin niciodată că aveam așa. Da, în felul următor. Eu lucram înainte la bancă. Acolo la ora 5 se închide prăvăria. Da, la ora 5, 5 jumătate plecam de la bancă. Dar aveam și un job part-time un weekend, de obicei. Dar asta, într-adevăr, 4 ore pe zi un weekend. Dar 4 ore într-un weekend? Da. Cât te duci la sală 4 ore, bang, bang, niște... pectoral, ea mai face un ban. Bine, o să spui și tu ore de... am un job, să încep după la 6 și să nu mai văd deloc cu el. Am luat în calcul și varianta aceasta în funcție de posibilitățile pe care o să le avem noi când o să ne întoarcem. Sau varianta cea mai comodă este să vă mutați amândoi la, uite, la părinții lui Robert, ca să nu plătesc chimie. Nu e bine? E cum stau cu părinții. Hai, cât am fost singur, da. Am înțeles, ești pic asta. Da, cam greu. Bine, după pauză, o să vedem de ce s-a supărat doamna Mioara pe Mirela. Cred că avem și un task, n-am mai avut de mult task-uri. Da.